când filmez acest clip și dacă nu-mi iese nici acum pe cuvânt că mă las de meseria asta. Am filmat clipul ăsta în urmă cu ceva timp și am renunțat la el, deși m-am chinuit eu puțin să-l editez, am renunțat într-un final pentru că aproape tot clipul se auzea un băzit în continuu de la microfon, nu știu ce s-a întâmplat, cum s-a conectat, deși am făcut probe înainte, varza a ieșit. Mi-a fost greu să le iau de la început pentru că am un munte de haine și nu e tocmai ușor să le iei, să le pachete, să le despachete, să le bagi înapoi, în fine. M-am hotărât totuși să nu renunț la el și să-l filmez din nou astăzi. Și vreau să zic că o să-l consider puțin mai mult ca un experiment, ca să văd cam ce audiență are, pentru că am văzut că sunt destul de vizionate genul ăsta de clipuri. Eu n-am mai făcut până acum, dar am văzut la alte fete și am zis hai să încerc și eu, cu toate că nu sunt foarte mândră, să zic așa, de genul ăsta de clip. Nu prea îmi place să-mi arăt așa lucrurile, ce mi-am cumpărat, ce mi-am luat. Nu știu, nu vreau să sune a laudă, tocmai de asta nu prea îmi place. Dar mă gândesc că eu, la rândul meu, îmi place să mă uit la genul ăsta de clipuri și poate că și persoane care se uită la clipul meu nu consideră treaba asta o laudă. O să vedeți că mi-am cumpărat cam multe, am exagerat puțin. Dar mi-am cumpărat chestii basic, care nu le cumpăr în fiecare an și chiar aveam nevoie de multe dintre ele. Și majoritatea le-am prins, de fapt, cred că toate sunt cumpărate la reduceri. Am profitat de reduceri și cred că asta e cea mai bună afacere. Asta vă sfătuiesc și pe voi să faceți, să vă cumpărați haine doar la reduceri. Pentru că prețurile mari chiar nu se justifică și reducerile sunt prețuri bune, zic eu, sau acceptabile. O să încep cu câteva bluze, helănci. Da, eu am crescut cu cuvântul ăsta, helancă. Știu că multe persoane spun maletă, dar eu le spun helănci și așa o să le spun întotdeauna. Și o să încep cu două helănci negre. O să ziceți că sunt nebună, dar nu sunt nebună. Am două helănci negre, dar nu sunt la fel. Sunt diferite, ca și textură, ca și material, dar și modelul puțin diferă. Asta aici, asta este ceva mai groasă, cred că se vede cât de cât. Este ceva mai groasă, simplă și are la mâneci câțiva năsturei care îmi plac foarte mult, trei năsturei argintii. În rest e înalt așa la gât cum trebuie să fie o helancă și v-am zis, este puțin mai groasă și este foarte versatilă. Nu mai știu exact de unde am luat-o și cred că am tăiat și eticheta. S-ar putea să fie Orsay. De la Orsay, pentru că de acolo mi-am luat-o și pe cealaltă. Și asta și a fost în jur de 45 de lei. Îmi place foarte mult pentru că, așa cum spuneam, este foarte versatilă, merge cu o grămadă de haine. Și astea, în general, se asortează foarte ușor și asta e la fel. Cum spuneam, sunt două la fel, numai că asta este mult mai subțire. E la fel de înaltă, e simpluță, nu are nimic la mâneci și e puțin mai elastică și, na, mai, să zic că merge și mai de primăvară, neapărat de iarnă sau eu știu. Na, e mai subțire decât cealaltă și bineînțeles că la fel de versatilă. Așa cum spuneam, astea sunt niște piese basic, nu trebuie să ne lipsească pentru că atunci când ești în impas și nu știi cu ce să te îmbraci, astea mi se par cel mai ușor de combinat în ținute și mi-am mai cumpărat încă una, dar n-am găsit-o în dulap pentru că este în coșul cu rufe la spălat. Mai mi-am cumpărat încă una albă, numai că aia este puțin, are terminația puțin în valuri, atât la mâneci cât și în partea de jos. Este puțin în valuri așa și are și niște dungulițe și, cum spuneam, este albă, e așa, un pic mai elegantă, ca să zic. Da, și mai am încă una. Asta mi-am luat de la Stradivarius, aveau toate culorile. Asta este un verde, îmi place la nebunie, verdele ăsta. Cred că se vede. Tot așa este un pic mai grosuță, n-are nicio terminație, nimic, niciun model. Este simpluță, numai că are culoarea asta de verde, e un verde foarte frumos. Îmi place la nebunie. M-am repetat, da, știu. Și asta am purtat-o și tot așa e super versatilă și pe. Am umblat puțin la luminositate, sper să nu mă enervez din cauza asta și sper să iasă ok clipul. Continuăm la capitolul bluze și o să vă arăt o bluză care este puțin mai sport,
nu prea pare genul meu, dar mie chiar îmi place. Îmi place, nu știu, port de fapt genul ăsta de bluze în weekend, de exemplu, când ieșim cu prietenii la un grătar, când mergi la prietenii noștri la un grătar sau pur și simplu în vizită pe la ei, mie îmi place să port așa haine mai confortabile și asta mi se pare perfectă. Și este și un roz așa frumos, are un scris în față și e super comodă, e din un bac. Asta am luat-o de la Bershka și a fost foarte puțin, în jur de 35 de lei. Și mai aveau și pe alte nuanțe și mi-a plăcut și celelalte nuanțe, dar am zis, era un bleu, un bleu-siel, așa, bleu albastru deschis, care îmi plăcea foarte mult, dar am zis, hai totuși că ajunge una. Și am mai luat una în genul, în genul ei, asta este de la H&M și arată cam așa, pare așa o bluză de Crăciun mai degrabă, dar o să o păr la Crăciun, ce să mai... Modelul ăsta, de fapt, îmi amintește de o față de masă pe care o aveam noi când eram mici. Și îmi place, e tot așa în genul celelalte, largă, este o bluză largă, are pătrățele astea roșii, mă rog, negru cu alb și roșu, și e tot așa foarte lejeră și este într-un material mai subțire față de cealaltă roz. Și îmi place, e versatil, așa e tot așa cam de weekend sau de ce nu, de outfit-ul de vineri, când nu ai chef să te îmbraci și prea elegant și așa. Acum o să vă arăt două plovere. Ia uite ce drăguț se văd. Portocaliu și mou, pe cel portocaliu probabil că știți din vlogul de la Viena, dacă l-ați văzut, sau din pozele de acolo. Și hai să încep cu el totuși. Poate îl dau și pe față, cu toate că nici nu se vede diferența, că e față, că e dos, nu se vede diferența la cameră, în sigură. Este plovorul acela lălui și larg pe care l-am purtat la evenimentul Glow by Diem în Viena. Mi-a plăcut foarte mult, l-am cumpărat chiar înainte să plec, cu vreo săptămână, două, și nu mai purtasem până atunci. Ăsta l-am luat de la Reserved, îmi plac foarte mult lucrurile de la Reserved. Și a fost în jur de 80 de lei, redus de la vreo 200. Îmi place foarte mult, este stil rochiță și are mânecile așa mai bufante. Și merge purtat și așa, dar și cu o curea în talie sau, mă rog, cum l-am purtat eu cu gentuța aceea, gen curea. El pare pufos, dar nu este foarte pufos, e puțin aspru. Eu simt nevoia să port mai eu pe sub, că altfel cred că mă mănâncă pielea. Dar îmi place foarte mult culoarea. Nu am nicio culoare, nicio bluză, niciun plovor în culoarea asta și îmi place foarte mult. Și alt plovor pe care l-am luat tot de la Reserved este acesta mov. Nu mai știu cât a fost, în jur de tot așa 70-80 la reducere. Made in Turkey, nici nu știam că sunt făcute în Turcia hainele de la Reserved. Îmi place foarte mult, ăsta e puțin mai strâmt față de cel portocaliu. Dar cred că este la fel de lunguț sau poate chiar puțin mai scurt. Mânecile sunt normale, sunt strâmte, nu sunt așa largi. Și îmi place, nici n-am apucat să-l port pentru că, așa cum ați văzut, noi nu prea mai avut cine știe ce iarnă și n-am apucat să-l port. Îl luasem cu mine la Viena, dar nici acolo nu s-a nimerit și probabil că o să-l port la anul dacă nu mai dă vreo ninsoare între timp. Și mi-am mai luat niște plovore de la H&M. Mi-am luat 3 plovore la fel, știu, o să ziceți că sunt nebună. Unul el este la spălat, adică unul crem. Și mi-am mai luat unul mov, lila, și unul verde crud. Îmi plac foarte mult genul ăsta de plovore. Îmi place cum se văd așa peste cămașă sau peste tricou sau peste maieu. Merg într-o grămadă de combinații și merg și chiar așa purtate pentru că am năsturei. Merg închise de sus până jos și purtate așa simple, băgate în fustă sau eu știu. Merg într-o mulțime de combinații și îmi plac la nebunie și mă bucur că mi-am luat așa mai colorate și am mai ieșit așa din alb și negru, alb și negru. Pentru că arată foarte bine, zic eu. Uite și împreună parcă dau bine, dar nu se potrivesc. Și au fost în jur de 39. De fapt chiar atât, este 1,39. Și v-am zis, mi-am cumpărat 3 ca să fie, 2 colorate și unul bej, ca să meargă așa la orice ținută. Și îmi plac foarte mult, ați văzut cum e iarna, că ești așa indecis, nu știi cum să te îmbraci ca să nu-ți fie nici prea cald, nici prea frig la birou. Și
Astea mi se par chiar foarte faine. Adică dacă simți că ți-e cald, dai jos, rămâi gămașă și asta e. În fin. Și mai am încă ceva să vă arăt. Asta este un sacou. Bine, un sacou pus peste un plover pentru că stau prost cu umerașele. Este un sacou negru din Trocatifea, destul de ieftină. Dar se vede frumos, zic eu. Este un sacou lunguț, care cred că o să meargă prins în talie. Nu are niciun nastru, nici o capsă, nu are absolut nimic. Dar cred că o să meargă prins cu o curea sau ceva. Da, cred că o să meargă cu o curea. Și nu știu unde să-l port. Eu mi l-am cumpărat, dar nu l-am purtat până acum. Și l-am luat de la Pepco și a fost în jur de vreo 25 de lei, nu venea să cât am zis asta. Trebuie să-l iau pentru că nu știu niciodată cum ai nevoie, mai ales că e negru, simplu și foarte versatil. Și catifeaua asta e cât de cât elegantă, adică chiar e elegantă. Și are și, îmi place că are și un pic de burețel așa în zona umerilor. Și cred că o să se vadă bine. L-am probat, dar nu mai știu cum venea, o să mai probez odată să vă arăt și vouă. Și pe sub am un plovoraș pe care l-am luat tot la reduceri, de la H&M, de asta cred că l-am luat în noiembrie-decembrie. Și a fost tot așa în jur de 35 de lei. Îmi place foarte mult combinația asta de bleu marin, alb și roșu. Și mi se pare că mă și prinde. Și un plovor simplu, așa până în talie, merge la orice, la blugi, la fustă, la pantalon. Și am terminat cu bluzele și o să trec la capitolul pantaloni. La capitolul pantalon, bineînțeles că aveam nevoie de niște blugi noi, pentru că nu mai îmi plăceau, nu mai îmi place, de fapt, nicio pereche din cei vechi. Și, în plus, mi se pare că m-am și îngrășat și parcă mă strâng toți. Nu știu, nimeni suport. Și mi-am luat o pereche de blugi albaștri, simpli. Culoarea asta, de fapt, nici nu aveam, deci asta e singura pereche de blugi în culoarea asta. Și ăștia au fost, i-am luat de la H&M, mărimea 38, dar nu mai țin minte cât au fost. Cred că în jur de 60-70, tot așa la reducere. Nu se vede așa, dar au talia puțin mai înaltă și îmi plac la spate, pentru că, uite, au buzunare. Nu știu, îmi place cum se vede, parcă au așa, croială de push-up. Au efect de push-up sau mi se pare mie, nu știu. Mi se pare că mi se vede fundul altfel și îmi place cum mă vin, chiar mă simt bine în ei. Singura chestie e că jos sunt puțin cam lărguți și parcă nu prea sunt genul meu, adică ori sunt evazați ca lumea, ori sunt strâmți. Ăștia sunt între și între, nici că sunt largi, nici că sunt strâmți și nu știu ce o să-i port mai exact. Bine, ăștia merg primăvară așa cu tenis, cu espadrile, cu prostii de-astea, dar nu știu, se văd, încă nu i-am purtat. Să i-am purtat odată? Nu mai știu, chiar nu mai știu. Și mi-am luat încă o pereche navy. Ăștia sunt jeans, mă rog, sunt material. Este un material de jeans așa elastic, mai subțire, zic eu, sub formă de colanți. Nu pot să spun că mă dau în vânt după genul ăsta de pantaloni, dar simțeam nevoia să-mi cumpăr pentru că mă simt mai bine în genul ăsta de pantaloni. Pentru că, v-am zis, sunt elastici și se mulează așa bine pe corp și acum când e frig, mă rog, a fost frig și așa, au fost chiar buni. Și au în talie un elastic, nu au fermoar sau ceva, pentru că, v-am zis, sunt gen colanți, mărimea 38 mi-am luat eu și i-am luat de la Pepco și au fost, nu știu, mizilic, în jur de 30-40 de lei. Nu pot să spun că mă dau în vânt după haine de la Pepco, dar mă uit, de multe ori mă uit să văd ce haine au. Mai mult îmi plac chestiile, accesoriile de casă și decorațiunile. Astea mă atrag în general, dar mi-am mai luat și lenjerie intimă și a fost ok. Și am ce mai luat? Haine? Nu prea. Am luat sacoul ăsta, blugii și nu mi-aduc aminte să mai fi luat ceva de îmbrăcat. Sau cred că mi-am luat toată o rochie. Oricum, nu sunt foarte calitative, dar pe partea de decor, casă decor, sunt super, mi-e plac foarte mult, vizitez Pepco destul de des. Și să trecem la pantalonii mai serioși. Ăștia sunt, se văd? Par așa colanți, dar nu sunt colanți, sunt niște pantaloni mai sport eleganți,
jos sunt evazați, sunt foarte evazați, așa cum îmi plac mie. Mie îmi plac foarte mult pantalonii evazați și aș purta în continuu dacă aș putea. Ăștia i-am luat de la Clockhouse de la C&A, mărimea M. I-am luat pentru că i-am văzut pe manechin, eram prin mall, nu știu de ce m-am dus. Treceam pe lângă C&A și i-am văzut pe manechin, era un manechin îmbrăcat în pantalonii ăștia. Avea o bluză mai sport, în genul bluzei roz pe care v-am arătat-o eu, roz deschis așa. Și era încălțată cu niște Adidas și cu toate că acești pantaloni par eleganți. Bine, ei par eleganți, așa ca și în primeu, dar ca și material sunt mai sport. Și e ciudat, știi, să vezi pe cineva îmbrăcat cu pantaloni ăștia care par eleganți și sunt și evazați și în picioare cu Adidas. Dar mi-a plăcut foarte mult combinația, mi-a plăcut cum se vede și am zis, hai să intru să-i văd. Și n-au fost mult, au fost tot așa la reducere în jur de 60 de lei sau poate chiar mai puțin, nu mai știu. Dar mi-a plăcut foarte mult cum pică pe mine și i-am cumpărat. Așa cum îmi pare rău că nu mi-am mai luat și alt model pentru că aveau mai multe modele și am mai văzut genul ăsta și la Bershka. Și am văzut și cu imprimeu de șarpe și mi s-a făcut așa drăguț. Nu prea e genul meu, adică vedeți că eu nu prea port imprimeu de șarpe, animal print sau chestii de-astea. Asta cred că e una din singurele mele bluze animal print pe care o port acum și în rest nu prea o port. Deci foarte, foarte rar port eu de-astea. Îmi plac foarte mult, dar am impresia că nu știu, că nu mă prind, nu știu să le combin, nu știu, mi-e teamă de imprimurile astea puternice. Și să vă mai arăt niște pantaloni, mai am puțin și termin. De fapt am terminat la capitolul pantaloni, o să trec la fuste. Ăștia sunt ultimii pantaloni, sunt niște pantaloni sport. I-am luat de la Reserved, mărimea M, adică cred că 38 ar trebui să fie. Îmi plac foarte mult, au 3 dungi, de fapt 4 dungi pe laterale, mov, roz, portocaliu și burgundii. Și îmi plac foarte mult, au și așa pe, în față au 2 dungi, sunt drepți oarecum, dar nu știu, îmi place foarte mult și materialul că e așa sportiș. Ce mă enervează? Mă enervează că se termină cam brusc jos și se termină cam în zona gleznei și aș fi vrut să fie un pic mai lungi. I-am purtat odată cu Adidas și mi s-a părut că se termină fix așa deasupra Adidasului și aș fi vrut să fie un pic peste. Dar are ăsta, cum îi spune, tivul are destul de înalt și aș putea să-i modific dacă chiar vreau. Dar mă mai gândesc, poate mă obișnuiesc cu ei așa. Au talia foarte înaltă, au aici o jnură în față care se strânge și îmi place foarte mult culoarea. În aceeași culoare am văzut și o bluză, dar m-am zgârcit, am zis să nu mai au și pe aia. Și tot așa au fost în jur de 60 de lei. Am adăugat câteva piese și la capitolul fuste și îmi plac foarte mult, numai că uitându-mă acum la ele, observ că mi-am cumpărat doar chestii negre. Nu știu de ce am avut așa o atracție mai mult pentru negru. Dar mi-am luat 3 modele, o să vi le arăt imediat. Una dintre ele am luat-o de la Pepco, că tot ziceam eu de Pepco, uite că mi-am luat și o fustă. Este o fustă până la genunchi, neagră, simplă. Singura chestie e că are fermoar în față, de sus până jos, lucru care nu pot să spun că mă încântă neapărat, dar merge, e ok. E strâmtă, puțin elastică și îmi place, vine așa pe corp. Aș fi vrut să fie puțin mai strâmtă zona genunchilor, eu fiind lată în șolduri. Eu zic că pică foarte bine, îmi place că are aici un elastic în zona de sus și pot să o țin și mai pe coapse dacă vreau. Și a fost extrem de ieftin, în jur de 25 de lei, 25 dacă nu mă înșel. Și una care seamănă foarte mult este asta de la Reserved, asta se închide fermoarul. Are un fermoar în partea aia din spate, pentru că nu este, adică e elastică, dar nu foarte elastică ca cealaltă și are un fermoar mai micuț în spate. Este tot așa până la genunchi, neagră, simplă. Singura chestie în plus chestiile astea. Sunt dungile astea pe banda de sus, alb, burgundii și negre. Îmi place foarte mult cum se vede, mai ales când o port cu cămășuța albă. Se vede foarte frumos, o să vedeți și voi pentru că am probat-o.
Și mă enervează că în timp ce merg se ridică, dar o port cu ceva mai lung și nu se observă, dar e cam aiurea. Dacă vreau să port cu ceva scurt și merg, nu pot să merg prea mult că se ridică. Și mai am această fustă, îmi place super mult. M-am bucurat când am găsit-o, mai ales că a fost tot așa vreo 30-40 de lei. Am luat-o de la Pinky din Park Lake, dacă știți. Asta, care este imitație din piele, dar nu este piele, nu aveam niciuna în genul ăsteia. Este un model mai ciudățel, pe mine nu mă avantajează, fiind lată în shoulder, nu mă avantajează deloc forma asta. Nu este nici lungă, nici scurtă, dar are o lungime decentă, spun eu. E așa într-o parte, are niște nasturi, de fapt capse, sunt niște capse care se prinde așa într-o parte și vine mai pe shoulder, de asta zic că nu mă avantajează, că eu fiind lată în shoulder și cu fusta asta mai pe shoulder mă face destul de măricică. Dar îmi place foarte mult modelul și materialul și am zis hai că merge să o port și eu de câteva ori. Și mai am o rochiță și mai am o cămașă și o geacă și ceva de încălțat. Asta este o rochiță neagră simplă. Da, cred că se vede. Am luat-o de la Mojito. Îmi place foarte mult, a fost tot așa la reducere. M-am albit de tot, dacă apare ceva negru în cadru, mă albesc instant. Deci a fost o rochiță, este o rochiță până la genunchi, pare rochiță helancă, dar are niște dungulițe de catifea așa, care se simt destul de finuți așa la atingere. Și este pe gât, are un fermoar la spate, ușor elastic, așa cum spuneam, mărimea S, dar mergea foarte bine și un M, numai că nu a avut atunci. Și îmi place foarte mult că e elegant așa și avea și pe crem, din ce mi-aduc aminte. Și îmi place foarte mult, îmi plac lucrurile de la Mojito, unele chestii mi se pare că exagerează ca și preț. Mai vreau să vă arăt ceva elegant, o cămașă, bineînțeles că nu se vede mare lucru acolo, este o cămașă de la Reserved, mărimea 36. Este albă simplă, nu aveți ce să vedeți la ea, știu, dar mie îmi place foarte mult că se prinde între picioare. Nu am nicio cămașă, am avut o singură dată o cămașă în genul ăsta și mi s-a părut foarte, foarte utilă pentru că ați văzut cum se întâmplă uneori, ți iese cămașa că porți fustă pantaloni, ți iese cămașa din pantalon și te enervează, trebuie să stai mereu să te aranjezi. Și asta e foarte mișto, se prinde între picioare și poți să faci ce mișcări vrei că nu se întâmplă nimic și mai ales că o port cu fustă și fusta mi se ridică și tot timpul trebuie să trag de fustă în jos. Și nu mai am problema asta că mi-iese cămașa când trag de fustă în jos. Îmi place foarte mult și a fost foarte puțin, a fost vreo 35 de lei. Și mă oftic că nu mi-am luat mai multe. Dar nu mi-am luat mai multe pentru că erau toate albe, toate la fel și am zis că nu are rost. Măcar să fie avut alte nuanțe, dar din păcate era doar albă. Și cred că am terminat cu hainele. De fapt nu am terminat cu hainele, mai am să vă arăt o geacă. Geaca de la Stradivarius. De la Stradivarius, da, mi-am luat mărimea S și îmi place foarte mult, nu știu cât de bine o să se vadă acolo. Poate o să încerc să fac un scurt clip mai pe detalii, să zic așa. Este o geacă peste fund, ca să mă înțelegeți mărimea, este blue marine, îmi place foarte mult, cu gluga neagră și are și puff. Îmi place foarte mult că are chestiile astea la mâneci. Urmăream foarte mult să aibă chestiile astea, nu mă întrebați de ce. Și în rest, ce să vă zic, are buzunare. Aici are două șnururi, se strânge așa cu șnur. Are și capse, buzunare cu fermoar, cum spuneam. Și îmi place foarte mult. Am căutat-o de-am nebunit și am găsit-o în final. Și sunt foarte mândră de ea. Puful ăsta de la glugă este detașabil. Și a fost 250, la reducere am luat-o, 250 de la vreo 270-280. Mă rog, nu e mare reducerea, dar oricum s-a simțit. Și îmi place foarte mult, nu știu, e super călduroasă, mă simt super bine în ea. Mă bucur mult că am găsit-o, pentru că v-am zis, am căutat-o, te-am nebunit. Și la capitolul încălțăminte o să vă arăt ceva ce mi-am luat anul trecut. Dar țineam neapărat să vă arăt pentru că e vorba de un site pe care l-am descoperit, că se numește Calapod
Și mi-am luat două perechi de încălțări, dar o să fac doar una pentru că una este băgată atât de bine încât nu mă gândesc să umblu în cutia aia în niciun caz. Și o să vă arăt doar pantofii ăștia pe care i-am luat cu vreo 25 de lei 30. Deci da, pe site-ul ăsta Calapod sunt niște încălțări super ieftine. Eu nu vă recomand să vă cumpărați încălțări ieftine, mai ales dacă aveți probleme cu picioarele. Dar dacă vreți să vă luați ceva așa de unică folosință, ceva ce purtați, nu știu, ceva ce schimbați des sau... Nu știu cum să zic. Eu mi-am ales pantofii ăștia și mi-mi plac foarte mult. Îi port la birou. De fapt, îi țin acolo câteodată și cum alerg eu dimineața, pot să mă duc în ceva mai comod și acolo mă schimb și mă simt foarte bine în ei. Și chiar dacă au fost ieftini, nu mi-au făcut bătături sau altceva. Îmi plac foarte mult. Sunt bleu marin, simplu. Iau tocul potrivit și în partea din față au o bucățică de lac. Îmi plac foarte mult, v-am zis, și am observat că au multe, multe modele. Dacă vreți să aruncați un ochi pe site, o să vă las jos în căsuța cu descriere, o să vă las un link să vedeți și voi despre ce este vorba, poate vă surâde ceva. Și tot la capitolul încălțăminte mi-am căutat în disperare o pereche de botine și nu găseam pe nicăieri genul ăsta, deci vreau genul ăsta, dar nu îmi pica deloc în mână. Era ori cu tocul prea înalt, ori cu tocul prea butucănos, ori în partea din față erau rotunzi și nu-mi plăceau, ori erau aici prea strâmți, ori prea largi, ori prea împopoțonați. Într-un final am găsit ăștia la H&M, mărimea 38 și îmi plac foarte, foarte mult. Sunt extrem de comozi și au vârful așa mai eleganți, au vârful mai ascuțit și sunt exact, exact pe gustul meu. Îmi plac la nebunie. Ce văd? Și v-am zis, sunt foarte comuzi, i-am purtat deja de câteva ori și îmi plac foarte mult. Au fost în jur de 130 de lei, nu sunt din piele, dar eu zic că își merită banii și nu au fost. Ăștia nu au fost la reducere, cred că ăsta era prețul lor atunci. Prin decembrie am luat sau poate chiar la sfârșitul noiembrie sau decembrie, nu mai știu. Și în ianuarie mi-am luat o pereche de cizme lungi pentru că nu mai aveam. De fapt, nu că nu mai aveam, toate cizmele mele lungi sunt cu tocuri și voiam neapărat ceva fără toc. Deci nu aveam nimic fără tocuri și am zis, mamă, trebuie să fac ceva în privința asta. Și numai bine că am văzut la o colegă care și-a cumpărat o pereche de cizme de la Ana Cori și mi-a plăcut foarte mult cum arată, nu știam de site-ul ăsta. Am întrebat-o de unde și le-a luat, am intrat pe site, am văzut și mi-au plăcut. Mi-am ales modelul ăsta. Se văd, se văd. Sunt simple, au doar aici o curelușă, dar este o curelușă de formă. Sunt sub genunchi, mai au aici încă o curea de formă și au fermoar pe interior. Iar pe interior au o piele de asta, mă rog, e un pufoșel aici. Se simte așa pufos, cred că e un fel de lână, nu știu ce vrea să zică, ce vrea să fie. Dar oricum, mi-e plăcut la atingere și sunt foarte, foarte călduroase. Sunt din piele, au fost la reducere. Sunt extrem de comode și îmi plac la nebunie. Și au fost 270 de lei, reduse de la vreo 400-500. Și da, cam astea au fost chestiile de îmbrăcat. Mai am ceva? Aș vrea să vă arăt o curea care mi-a plăcut, câteva accesorii de fapt. Curea asta care mi-a plăcut foarte mult, am văzut-o la multe fete. Bine, imită un brand celebru, dar nu contează, mie îmi place foarte mult modelul. Este asta, am luat-o de la Ami Club Wear și o să vă las un link jos dacă vreți să vedeți despre ce e vorba. A fost foarte ieftină și mi-a plăcut că... Chiar am nimerit-o, deși pare chinezărie, eu chiar am nimerit-o. Este foarte bine lucrată, foarte în detaliu se văd chestiile astea făcute și, nu știu, chiar îmi place. Sunt, după cum se observă, sunt aurii, sunt din metal, deci nu este plastic, este metal. Este destul de grea și masivă, dar îmi place foarte mult așa ca și model. Și mi-am mai luat ceva ce am avut cu mine în Viena, gentuța aia stil curea, dar nu știu unde am pus-o. Am găsit-o, am făcut un munte de haine și era normal să nu o găsesc. Într-un final am găsit-o, este vorba despre această poșetuță pe care am luat-o din Stradivarius
și a fost doar 30 de lei, cred. Eram cu o prietenă și am văzut că și-a cumpărat ea și nu mi-a atras atenția în magazin, dar când am văzut-o la ea în mână, am zis, ia, ce-i asta? Și mi-a zis, uite, așa, 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 ia, hai să-mi cumpăr și eu, cu toate că nu vedeam unde aș putea să o port. Am zis, hai să o iau și mi-a fost super utilă la evenimentul din Viena, pentru că mi-am legat-o de plovor în loc de curea și am putut să-mi bag aici cartela, mă rog, cardul, telefonul, buletinul, ruj, au avut loc și a fost super faină că nu am fost nevoită să încar rucsacul cum aveam eu de gând inițial. S-a dovedit a fi super utilă. Este singura mea poșetă. Știu că se poartă chestiile astea gen curea, cu gentuță în față. Cum se numeau pe vremuri? Știu că aveam când eram mici, dar nu mai știu cum le spunea. Borsetă. Borsetă le spuneam și chiar aveam când eram mică. Bine, nu arăta așa frumos ca asta, dar era la modă într-un timp și chiar îmi plăcea. Cam asta a fost haul-ul, sper că nu m-am întins prea mult și sper să fie și bine sunetul, că altfel nebunesc. Și vreau să vă mai arăt câteva accesorii pe care le-am filmat la clipul trecut, dar acum nu o să le mai scot, doar o să vă spun că mi-am mai luat de la H&M niște cercei rotunzi, simpli, care mi-au plăcut foarte mult. Sunt gen din argint, dar nu sunt din argint, bineînțeles, pentru că au fost în jur de 20 de lei. Sunt niște cercei simpli care merg la foarte multe ținute și aveam nevoie de o astfel de pereche. Și tot argintiu, mi-am luat un lănțic care îmi place foarte mult. Este un lănțic subțire finuț care are ca și medalion un inel simplu întors așa. Am avut modelul ăla anul trecut, l-am avut pe auriu și mi-a cănit foarte repede și mi-a părut așa de rău, pentru că mi-a plăcut mult modelul și am zis că trebuie neapărat să-mi cumpăr și pe argintiu. Face cineva șnițel? Astea mi-a mai luat și o pereche de cercei pe care i-am găsit la H&M cu 10 lei, nu venea să cred, sub formă de inimioară, în formă de inimioară și în formă de inimioară care au de jur împrejur perluțe. Arată într-un mare fel, sunt înnebunită după cercei ăia și sper să-i port cât mai des. Nu știu unde o să-i port, dar sper să-i port pentru că îmi plac foarte mult așa ca și model. Și mi-am luat o pereche de cercei aurii pe care i-am avut cu mine în Viena și au fost doar 5 lei, țin minte și acum, i-am luat de la Reserved și nu venea să cred când am văzut că sunt doar 5 lei. Și cam astea au fost, în rest mi-am mai cumpărat niște lingerie intimă, dar nu o să vă arăt așa ceva, nu are rost, n-aveți ce să vedeți, nu e nimic nou, sunt niște chestii, lingerie intimă. Și cam atât. Nu știu în ce măsură v-a plăcut clipul, sper că m-ați urmărit până la capăt. Aștept sugestiile voastre, aștept să-mi spuneți dacă vă plac genul ăsta de clipuri, dacă are rost să mai fac sau nu, pentru că nu aș vrea să fac clipuri care să pice urât, să pară la audă sau nu știu, mă gândesc și eu, pentru că sunt conștientă că sunt persoane care nu-și permit anumite lucruri și nu aș vrea să fie așa văzut cu alți ochi. Mie îmi place să mă uit la genul ăsta de clipuri, așa cum spuneam. Și sper că și vouă. Dacă m-ați urmărit până acum, vă mulțumesc foarte mult și ne auzim data viitoare la următorul clip. Și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo obișnuiesc să postez poze și diverse informații aproape în fiecare zi. Vă mulțumesc și vă pup!